tânără de 16 ani a murit într-un cumplit accident de circulație produs pe o șosea din Mehedinți. Tragedia a fost provocată de un șofer în vârstă de 21 de ani care conducea beat și fără permis auto. Patru persoane erau în mașina condusă de tânărul de 21 de ani. La un moment dat, șoferul, care era sub influența băuturilor alcoolice, a pierdut controlul și s-a răsturnat într-un șanț. Ne-a sunat mătușa mea și mi-a spus că e accident și am venit. Așa, sunt și eu de 3-4-5 ani, știu și eu, că ieșeam, ne jucam, tot. Cum era? Prietene bună. Adolescenta de 16 ani a fost găsită aruncată la câțiva metri de locul accidentului. Medicii ajunși de urgență nu au mai putut face nimic pentru a o salva. Ce v-a spus? Se ducea cu... la adresa să se împlimbe puțin, o jumătate de oră, dacă stătea pe un pol și pe urmă venea acasă. Și era atâta de cântată. Și apoi ați aflat că... Da, m-a sunat mama unei fete, du-te repede, Mariană, dacă ai cu ce, în Valea Bălăciță, că fata ta este mai mult moartă și nu se știe dacă scapă. A ta este cea mai lovită. Am început să țup. Nu mi-a dat domnul polițist voie ca să mă apropii. A luat-o și tot mă rugam la Dumnezeu să facă o minune, să mi-o aducă la viață, pe lângă ambulanță. Și n-a apărut minunea, din păcate. Nu. În urma accidentului a rezultat decesul unei minore de 16 ani din aceeași localitate, pasageră pe locul din față al autoturismului. Conducătorul auto a fost testat cu aparatura din dotare care a indicat o alcoolemie de 0,49 mg per litru alcool pur în aer expirat, motiv pentru care a fost condus la unitate medicală pentru recoltarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Totodată, din verificările efectuate de polițiști, a reieșit faptul că tânărul nu posedă permis de conducere. Andrada era elevă în clasa a 9-a la Liceul Teoretic Șerban Cioculescu din Drobeta, Turnu Severin.